Banca Națională a României mai dă un impuls economiei după ce a redus dobânda cheie până la minimul istoric de 3,25%. Pentru piață, asta ar trebui să ducă la încurajarea consumului și la mai multe credite. Despre efectele acestei decizii ne spune Dragoș Nichifor, analist bancar. Dragoș, bună dimineața! Așadar, avem o reducere la dobânda cheie. Ce înseamnă asta mai exact pentru piață? Bună dimineața! Bună dimineața. Avem vești bune. Faptul că BNR-ul în continuare reduce această dobândă de politică monetară, într-adevăr, arată un trend și ne dă speranța că începând de acum ne vom putea împrumuta din ce în ce mai ieftin. Țin să menționez că efectul acestei reduceri se aplică strict creditelor în lei și creditelor care au dobândă variabilă. Deci cei care au luat până acum credite cu dobândă fixă nu vor resimți efectul acestor scăderi de dobândă de politică monetară și implicit scăderile roborului care au survenit în ultima perioadă. În schimb, trebuie să trag și un semnal de alarmă asupra faptului că cine se împrumută astăzi în lei, se împrumută cumva la cel mai mic cost istoric pe acest tip de credit. În schimb, dacă în perioada următoare vom avea parte de creșteri de dobândă de politică monetară și implicit de creșteri de robor, există posibilitatea ca pentru creditele cu dobândă variabilă să existe creșteri de rată și atunci cine a luat ieftin astăzi să resimtă doar creștere. Și poate să apară efectul invers, acela de a considera că au luat un credit prost. Pentru că odată ce l-ai luat ieftin și el începe să crească ca și cost, ai senzația că ceva nu a fost în regulă. Deci bucuroși sunt cei care au luat credite scumpe și acum simt scăderea. Să sperăm că va fi un trend pe termen lung și că nu vom avea creștere de dobândă de politică monetară, astfel încât să rămânem în această zonă, o zonă de altfel normală pentru o economie din Uniunea Europeană. Această măsură a BNR conferă un confort moral băncilor și vorbim aici despre dobânzi, bineînțeles. Deci această măsură le avantajează cumva pe bănci în primă fază pentru că au un motiv în plus să reducă dobânzile la depozite, deci atrag bani și mai ieftin decât o făceau până acum. Mai mult decât atât, le permit să împrumute mai mulți bani în piață la costuri într-adevăr mai mici sau venituri mai mici pentru ele, dar pe volume mai mari. Și volumul mai mare, iarăși, e ceea ce face ca o piață să devină sustenabilă și să aducă profitabilitate. Dragoș, mai vreau să mai discutăm despre un subiect și anume acela că românii care și-au luat credite și nu le-au putut plăti în timp pot beneficia acum de o suspendare temporară a executării silite a imobilelor. Ce se întâmplă aici? Până se redresează clientul din punct de vedere financiar? De ce s-a luat această măsură? Da, există această inițiativă legislativă, nu avem norme de aplicare, e doar o inițiativă momentan. Aș menționa că la prima vedere pare o măsură relativ populistă, în schimb ea este cumva direcționată către acele familii care sunt cumva un caz social în cazul în care ajung să nu-și mai plătească creditele ipotecare, creditul ipotecar și implicit să existe posibilitatea de a fi evacuați din casă prin executarea silită. În schimb, această măsură, din păcate, reglementează și mai mult sistemul bancar. O să facă ca bancherii să fie și mai atenți la cine dau credite și implicit se vor uita, pentru că e o condiție minimală acolo, și anume se stopează executarea silită în cazul celor care obțin venitul minim pe economie pe membru de familie. Care va fi prima măsură a bancherilor? Vor calcula care e nivelul mediu pe membru de familie, vor vedea că acela este în zona de minimum pe economie și nu vor mai da credit pe acel segment de clienți. De ce? Tocmai ca să se ferească de această limitare. Foarte scurt, multe executări silite până în acest moment? Executările silite sunt de două feluri. Cele venite pe credite ipotecare și cele venite ca urmare a unor altor credite negarantate, dar care ajung să fie executate. Avem din ce în ce mai multe, dar e o normalitate să scăpăm de problemele din urmă.
Dacuș Nichifor, mulțumim foarte mult pentru aceste explicații și te așteptăm cu alte ocazii pentru a discuta și alte subiecte importante din domeniul imobiliar. Plăcere.